Emisiune susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină, domeniile Ostrov din Dobrogea cu pasiune și NHR Agropartners alături de tine. Bună ziua, stimați telespectatori! După cum vedeți, voi fi și astăzi gazda dumneavoastră, încercând împreună cu echipa noastră redacțională să vă oferim, ca de fiecare dată, subiecte de interes. Dar să nu mai lungim vorba, să începem emisiunea. Săptămâna care, iată, se încheie, a avut loc la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Agricultură, fundura o întâlnire a cercetătorilor de aici, cu fermieri, cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai Academiei Agricole, ce s-a prezentat, ce noutăți oferă cercetarea de la Fundulea, aflăm din materialul următor. INCDA Fundulea, cel mai important institut de cercetare și dezvoltare pentru agricultură din țară, organizează anual Ziua Grâului și a Orzului. Pus sub semnul întrebării din cauza pandemiei, evenimentul a fost totuși organizat și în acest an în colaborare cu LAPAR și a presupus două etape, una a prezentărilor și a discuțiilor în sală și cea de-a doua în câmp pentru a observa îndeaproape soiurile create aici. Cel mai important subiect abordat a fost cel al finanțării cercetării, iar participanții nu au ezitat a-și expune părerile. Este cel mai mic procent din PIB alocat cercetării în ultimii 10 ani, fiind chiar mai mic decât cel alocat în perioada de criză economică din 2009, unde era 0,23%. Discutăm de resursa umană. Pe categorii de vârstă în sectorul public de cercetare nu are o distribuție piramidală, normală și sănătoasă, spun eu. În orice sistem bine dezvoltat, segmentul tânăr, având o pondere insuficientă. Cu alte cuvinte, nu avem bază de selecție pentru viitor. Avem o grupă de vârstă, cercetători sub 34 de ani. La nivel național avem 4.103 cercetători, 35-40 de ani 7.692, grupa de vârstă 45-54 de ani 5.500, între 55 și 64 de ani 3.800, iar peste 65 de ani 1.100 de cercetători. Din punctul apart, finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare. Fonduri atrase de la agenții economice. Aici discut un parteneriat public-privat, care nu este rău deloc. Faptul că am văzut la minister foarte multe teme de cercetare extraordinar de frumoase și extraordinar de pliabile pe nevoia economiei naționale, ar trebui să vină și agentul economic să pună, să dea o parte din impozitul pe profit sau nu știu, găsim o variantă, să dezvoltăm cercetarea românească și cercetarea să răspundă nevoilor noastre. Fonduri provenite din cooperările internaționale, sunt foarte multe proiecte internaționale și alte fonduri conform legislației. Eu văd un pic diferit modul în care ar trebui să construim sau să reconstruim cercetarea românească. Dincolo de sumele de bani pe care bugetul de stat le poate sau nu le poate aloca, cred foarte mult că am ajuns la maturitatea necesară să avem un parteneriat public-privat în care fermierii care fac tehnologii și care au know-how să fie cooptați și să poată să ducă mai departe creațiile cercetării românești și să avem o strategie, oricât de bune soiurile sunt prezentate acolo, va trebui să avem și un marketing pe măsură. Ceea ce eu am constatat în ultima perioadă este că inclusiv pe zona de cereale, unde cunoaștem foarte bine că ponderea soiurilor autohtone era una însemnată, practic am plecat de la poate 90% în 2007 când am devenit stat membru cu drepturi depline și acum suntem cam 50% cu soiuri autohtone. Din punct de vedere al finanțării, 10% din bugetul pe ADER, pe care Ministerul Agriculturii îl finanțează aproximativ undeva puțin peste 2 milioane de euro, vin către Institutul de Cercetare de la Fundulea. Dacă vrem să avem o cercetare care să livreze către fermier niște tehnologii dincolo de soiuri care să crească competitivitatea fermelor din România, atunci trebuie să plecăm și de la ce înseamnă viitorul finanțării agriculturii României, care este clar legat de finanțarea politicii agricole comune. Cele 9 obiective pe care dumneavoastră le-ați prezentat,
pot fi atinse cu un sector de cercetare care să fie pregătit să răspundă la toate provocările din noua reformă a politicii agricole comune. Domnul secretar de stat Emil Dumitru a venit cu o idee foarte bună, aceea a parteneriatelor public-private. Să știți că de aproximativ 3 ani de zile Institutul urmărește acest subiect și chiar avem ceva realizări, o să amintesc aici, și acordarea exclusivității pentru producerea seminței hibride F1 din hibrizii de porumb Bolt și fundulea 376 de către firma Rodbun. Am încasat multe atunci, era mai multe organizații pentru această exclusivitate, dar se dovedește foarte benefică pentru institut, cât și pentru firma care produce semințele. Suntem în tratative avansate cu mai multe firme în ceea ce privește acordarea de exclusivitate la unele soiuri de grâu, pentru că avem în portofoliu destule soiuri de grâu și vor urma alte soiuri mult mai bune față de cele ce avem, cât și de acordarea exclusivității de producere de sămânță hibridă de la noi hibrizi de floarea soarelui, pe care i-am înregistrat și datorită suprafeței foarte mici de teren care ne-a mai rămas la institut și neputând asigura spațiul de izolare, suntem nevoiți, vrem nu vrem, să avem aceste parteneriate public-private. Ca Institut Național nu putem primi fonduri direct de la bugetul consolidat al statului. Sunt două surse mari de finanțare ale Institutului de la Fundulea. Accesarea de proiecte în sistem competițional și din surse proprii. Accesarea de proiecte prin sistem competițional se referă la participarea la competițiilor lansate de Ministerul Agriculturii, respectiv Ministerul Educației și Cercetării, dar dacă proiectele nu sunt bune, atunci nu trec și de la an la an, să știți că sumele acestea variază. Principala sursă de finanțare a Institutului o reprezintă sursele proprii, care provin din vânzarea semințelor, din redevențe și din prestări de servicii, aceasta însemnând contracte cu firmele private cărora le testăm diferite produse, cum ar fi ierbicide, pesticide, fertilizanți. Condițiile dificile ale anului agricol 2019-2020 au pus mari probleme cultivatorilor de cereale, iar producțiile pe care le vor înregistra în acest an vor fi cu mult mai scăzute față de cele de anul trecut. Nici soiurile semănate în cadrul platformei de la Fundulea nu s-au dezvoltat la fel de bine ca în alți ani, însă au existat și creații care s-au evidențiat. Deci, după cum știți, a fost un an foarte dificil pentru cultura grâului. După o vară secetoasă, a urmat un semănaș, o pregătire a terenului și un semănat în condiții mai grele, dar am avut norocul a 80-100 de litri picați până la instalarea, așa zise ieri, ceea ce a conferit o răsărire și o instalare foarte bună a culturilor de toamnă. A urmat iarna, o iarnă cum n-am mai găsit până acum, cu temperaturi foarte mari și lipsită de precipitații sau precipitații foarte puține. Dacă în timpul iernii totuși culturile de toamnă, mă refer la orz, grâu, triticale, chiar și rapița de toamnă arătau foarte bine, la desprimăvărare acestea au început să sufere din cauza secetei. Și nu numai seceta a afectat cultura grâului, ci și planta premergătoare, în special unde cerealele de toamnă au urmat după premergătoare care au părăsit terenul târziu, este vorba de floare, porumb și soia, s-a simțit și efectul al remanent al ierbicidelor care s-a aplicat la această plantă premergătoare. Și practic grâul pe acele sole, în loc să ofilească, să usuce, practic s-a ars din cauza ierbicidelor.
Culturile semănate după premergătoare mai timpurii, care au părăsit terenul mai devreme, cum este mazărea, inul, rapița, arată mult mai bine. S-a văzut și în câmpul nostru, la loturile demonstrative, că unde a urmat după mazăre, dar s-a făcut și arătură, exact cum s-a putut pregăti la loturile demonstrative, grâul arată aproape ca într-un an normal. Au fost anul ăsta și diferențe genetice, adică a contat și soiul în ceea ce privește comportarea la aceste condiții nefavorabile. Soiurile românești au avut o comportare mult mai bună, fiind create și fiind adaptate condițiilor specifice țării noastre. Însă în lotul demonstrativ de la Fundulea, loturile pe care le-am văzut noi cu diverse soiuri de orz, orzoaică, grâu, care dintre soiuri vi se pare că s-au comportat mult mai bine până acum? Cel mai bine s-a comportat dintre soiurile deja înregistrate soiul voinic. Este soiul recent înregistrat, registrarea a avut loc în martie anul acesta și are o combinație între precocitate, între capacitate mare de producție, rezistență bună la boli, o calitate foarte bună de panificație. De fapt, în genealogia lui intră o linie provenind din încrucișarea dintre Otilia și Miranda. Miranda foarte productiv, dar sensibil la boli. Otilia, calitate foarte bună de panificație și rezistență bună la boli, cu o altă linie care provine din combinația dintre Otilia și Noroc. Deci am reușit în acest genotip să transferăm și să cumulăm gene favorabile rezistenței, în special rezistenței la boli, la bolilor aparatului foliar, un aspect la care soiurile create până acum erau deficitare. De asemenea, o comportare foarte bună și nu numai aici, am văzut-o la soiul Miranda. Avea un lan foarte bine încheiat, deci un număr mare de spice, un spic mai bine dezvoltat și cu mai multe boabe în spiculeț. Aici a depins foarte mult și tehnologia aplicată, adică a tratamentelor foliare care s-au aplicat. Câte la număr? Au fost 3 la număr. Ce este îmbucurător este faptul că perspectiva, adică soiurile care vor urma să fie înregistrate, au avut de asemenea un comportament foarte bun în aceste condiții nefavorabile. Și aici aș vrea să amintesc în primul rând linia Abundent, o linie care are rezistență la bolile aparatului foliar, dar chiar și ale spicului, transferate de la secară prin intermediul triticalelor, peste care am venit de 2 ori cu soiul Otilia. Este într-cumva asemănător cu viitorul soi Ursita, care are la bază aceeași linie grâu triticale, dar peste care s-a venit de 2 ori cu Glossa, tocmai pentru a îmbunătăți calitatea de panificație, știindu-se că în genomul de secară există locusul secalinei, care nu conferă o calitate foarte bună de panificație. De fapt, și celelalte linii de perspectivă, Armura, are incorporate gene de rezistență de la un soi din vestul Europei, este vorba de soiul Nogal, iar soiul Amurg are gene de rezistență provenite de la un soi de grâu de primăvară din Mexic și anume Murga, de aceea am zis și Amurg, ca să știe că are în genealogia lui soiul Murga. Acest soi de primăvară are însă și o calitate foarte bună de panificație, calitate care am reușit să o introducem în acest genotip. Ați văzut în continuare și alte 2 linii de perspectivă care sunt în primul an de testare la ISIS. Este vorba de Bogdana și de Baltag, soiuri care au și ele în genealogia lor, soiuri din vest, tot unde am urmărit
și am efectuat o presiune mare de selecție tocmai pentru a obține soiuri cu rezistență la principalele boli ale aparatului foliar. În acest an, evenimentul a fost în colaborare cu RAPAR organizat. Din ce motive ați făcut acest lucru? În primul rând, orientarea noastră de când am preluat conducerea institutului a fost ca institutul să se ducă spre fermieri, să nu mai așteptăm noi aici să vină fermierii către noi. Ori la această asociație, la PAR, am găsit înțelegere și mai mult de atât, președintele actual, președinței al LAPAR-ului, este din Fundulea și avem și relații prietenești foarte bune și am stabilit să ne ajutăm reciproc. Secretarul de stat Emil Dumitru a analizat culturile și a punctat faptul că la nivel național soiurile românești s-au adaptat mai bine condițiilor climatice din acest an agricol. Cum apreciați în acest moment culturile de la Institutul de la Fundulea? Sigur că Fundulea este un brand național pe ce înseamnă cercetarea în cereale și în special în soiurile de grâu. Eu cred că dincolo de ce vedem în câmp am putea să facem mult mai multe cu cercetarea românească dacă vom crea acel mecanism pe care l-am spus și la întâlnire cu parteneriatul public-privat. Anul acesta, mai mult ca oricând, se vede diferența foarte mare între soiurile autohtone care, din punct de vedere al adaptabilității condițiilor pedoclimatice, sunt mult, mult mai adaptate și în special la seceta pedologică. Vedem că aceste soiuri autohtone de grâu, chiar în condiții de stres hidric, pe o perioadă foarte îndelungată, încă produc 3 tone după caz, 2 tone, pe când soiurile străine, din păcate, au clacat și au fost nevoiți fermierii să le întoarcă. Fermierii, să știți că sunt foarte sensibili la pierderile pe care le-au înregistrat le înregistrează în acest an și cu siguranță ponderea de soiuri de grâu autohtone va crește în toamna anului acesta, pentru că nimeni nu-și va mai permite, doar pentru că sunt soiuri care produc 10 tone pe hectar, să le semene în condițiile în care el are nevoie de o stabilitate a producțiilor, pentru că 2 ani consecutivi cu secetă înseamnă practic 10 ani de zile în care fermierul a încercat să se capitalizeze, dar nu vreau să fiu ipocrit, vă mărturisesc că îmi doresc mult mai mult din perspectiva cercetării românești și mult mai mult înseamnă ca cercetarea românească să intre într-o colaborare cu fermele mari care s-au dotat, sunt competitive. Auzeați mai devreme în sală spunând domnul director general că nu au spații de izolare. Bine, dacă suprafața de teren care o are Institutul de la Fundulea nu este suficientă, încercăm să facem parteneriate cu fermierii mari care au zone unde pot să aibă izolare și, cu alte cuvinte, să asigure un cadru în care cercetătorii să poată să își pună în valoare cunoștințele practice. Vă spuneam săptămâna trecută despre interviul realizat cu ministrul Agriculturii Adrian Nechita Oros, despre subiectele și multitudinea de informații pe care le-am obținut cu acel prilej. Astăzi vom urmări ultima parte a acestei discuții și nu întâmplător am ales un subiect de interes și pentru dumneavoastră, dar mai cu seamă pentru ministrul Agriculturii, zootehnia. Mai ales că domnia sa este de profesie medic veterinar și profesor universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj. Zootehnia. Sunteți medic veterinar de profesie. Ați trecut prin mai multe verigi, știți despre ce este vorba. Din păcate, potențialul românesc nu este exploatat la nivelul la care ar trebui. Deci nu avem încă efective foarte mici, mă refer la speciile de interes economic în mod deosebit, față de potențialul pe care România îl are în asigurarea furajelor pentru zootehnie. Pe de altă parte, cred că ar fi principalul consumator de produse din sectorul vegetal. Și n-am mai fi nevoiți să exportăm atât și am păstra în țară mult și am vinde produse deja procesate.
cu valoare adăugată. Asta ar fi idealul. Aici la zootehnie, deși în ultimii ani am văzut că s-au făcut și s-a început bine cu acele registre de rasă, cu controlul oficial al producțiilor, deci s-a început foarte bine și sunt fermieri, crescători care, făcând-o cu pasiune și o fac din totdeauna, au reușit să aibă nuclee foarte bune. Nu întotdeauna lucrul acesta a fost făcut foarte serios și chiar am avut săptămâna trecută o discuție cu registrele de la ovine. Întâlnirea de la ANZ. De la ANZ, în care am zis, haide să terminăm odată cu această suspiciune, că începând din 2015 a apărut, de când cu acordarea SCZ-ului, doar celor care introduc în șeptel un berbec din registru, care, cu certificat de origine, aparținând unui registru, introduc în turma lor, sigur, în raport de 1 la 35 era. Și atunci a apărut așa un concurs, cine are mai mulți berbeci, ca să vândă, pentru că acei berbeci erau vânduți cu între 2500 și 3000 de lei. Ceilalți, care nu erau în registru, dar aveau animale foarte frumoase, care le-au selectat, pentru că selecția o faci și fenotipic, doar o confirm genotipic. Și au selectat, au spus, dar cu cei mai puțin bun berbecul meu, pe care eu l-am selectat și cu care mi-am făcut turma asta, decât să cumpăr de la X, care aparține unui registru, dar berbecul lui nu are calitățile care vreau să le transfer eu în turma mea. Doar ca să fiu beneficiar de SCZ. Sigur, acel SCZ era destul de important și atunci mulți au fost forțați să cumpere acei berbeci, punându-și totuși acest semn de întrebare. Odată, dacă berbecul respectiv chiar aparține unui registru și chiar are niște părinți de valoare și care sunt atestați în acel registru și că acel berbec ar putea să-i amelioreze lui șeptelul, pe de-o parte, și cel mai important, acel bebec să nu îi transmită screpii, pentru că e foarte important să știe de prin 2014, de când a fost diagnosticat pentru prima dată la noi în țară screpii la ovine, este demonstrat științific, are o predispoziție genetică, se cunosc exact și care sunt variantele care sunt sensibile la... Și ar trebui testați măcar reproducătorii pe care oamenii dau bani foarte mulți ca să își amelioreze. Și atunci am zis, începând de anul acesta, să încercăm să facem testul pentru screpii. Probabil că nu reușim să facem la toți, că nu există capacitate. Abia de anul trecut au început să lucreze laboratorul de la ANZ. Sunt 3 laboratoare ale ANSVSA-ului care fac screpii. Deci dacă tot facem screpii, hai să discutăm și puțin și despre filiație. Ca să terminăm cu suspiciunile. Și prin sondaj, la un anumit procent din berbecii care sunt vânduți ca și berbeci cu certificat, să facem și filiația. Oamenii aceia să demonstreze că, într-adevăr, berbecul aparține unui registru, făcând testări, sigur, și la părinți. Domnul ministru, până la urmă, munții noștri sunt goi, nu mai sunt animale. Asta era subiectul, asta era problema, întrebarea. Asta e altă. Cum facem, ce facem, cum stimulăm creșterea efectivelor? Sigur, nu la nivelul la care îl știam noi prin 80, anii 80, când aveam efective care nu produceau mai nimic, dar aveam efective. Să avem efective de calitate, exemplare de calitate, dar să și valorificăm potențialul furajer pe care România îl are. Munții noștri, pajiștele noastre sunt sălbăticite. Structura floristică este amenințată de specii nefolositoare. Dacă aveți o strategie în acest sens, cum stimulăm creșterea efectivă de animale? Sigur că la specia ovine și caprine, din fericire, a crescut față de ce aveam prin primii ani din 90. Ce facem la specia bovină? Și la bovină trebuie făcut la fel. Și noi am avut discuțiile cu asociațiile. Din păcate s-au suspendat, acum o să le reluăm, pentru că discuțiile acestea față în față sunt cele mai bune. Că acele 3 luni de zile am făcut tot felul de grupuri pe WhatsApp, mai mult grupuri de în prima lună cu criza, în care încercam să rezolvăm punctual niște lucruri, după care totul a trecut așa într-o lâncezeală. Acum vom putea să invităm iarăși liderii de asociații să vedem ce facem pentru programul național strategic, pentru că trebuie să-l fundamentăm și să știm timp de 7 ani de zile
cum sprijină Ministerul? Pentru că Ministerul în acest mod poate să sprijine, printr-un acest program național strategic, să finanțăm consistent acele măsuri care au efect benefic. Trebuie să vedem măsurile care au fost până acum, câți bani s-au consumat, care a fost efectul, a fost unul bun pentru sector. Nu punctual pentru X sau Y, pentru sector este important pentru noi. Dacă a fost unul bun, continuăm sau îl îmbunătățim. Dacă n-a fost bun, îl oprim și facem altul. Pentru că ăsta e rostul anul acesta, dacă nu era nebunea cu seceta și cu pandemia, asta era preocuparea principală pe agenda fiecarei zile, atât pentru noi cât și pentru asociații. Să definitivăm programul, să știm ce facem timp de 7 ani. Deci să sperăm că vor crește efectivele de animale. Păi ăsta e scopul, să creștem efectivele, dar să creștem și însușirile morfoproductive. Absolut. Adică ele, aceste animale trebuie să aibă, să fie vandabile. Corect. Dacă vrem să vindem lână, bine, trebuie să fie, vrem să vindem carnea, trebuie să vindem laptele, animalele astea trebuie să fie oarecum specializate. Și aici are și o discuție interesantă cu rasele pure, în opinia mea. Asta e opinia mea, nu înseamnă că eu am dreptate întotdeauna. A menține un nucleu în stare pură nu-i treaba privatului, doar dacă vrea. E treaba statului. Statul, prin stațiunile de cercetare, prin universități, are datoria să țină rasele, mai ales rasele autohtone, dar nu numai, să aibă nuclee în stare pură. Crescătorul care este pe piață și el trebuie să reziste, el decide dacă vrea să crească un animal în stare pură sau vrea să aibă un metis de carne, de exemplu, sau un metis de lapte. Sau sigur, și îl conduce așa, către acea direcție. Noi, statul, prin stațiuni și prin institute, noi trebuie să asigurăm logistic acest lucru. Dar el este pe piață, el trebuie să reziste pe piață și atunci eu nu pot obliga pe un crescător de vaci să țină o anumită rasă. Că îi dau eu mai multă... Nu. Asta e treaba mea, a statului să mențin. Că de-aia avem stațiuni și institute. El trebuie să-și facă treaba și oricând un crescător vrea să însămânțeze sau să își cumpere un reproducător sau nu neapărat, pentru că la multe specii se utilizează cu succes însămânțarea artificială. Să aibă de unde să-și procure material genetic în stare pură. Se spune că atunci când doi oameni se ceartă, al treilea câștigă. Ei bine, atunci când politicienii se ceartă, pierdem cu toții. Despre oameni vizionari, despre oameni care să tragă, cum se spune în popor, la aceeași căruță, despre nevoia acestor oameni, ne vorbește Valeriu Steriu, deputat și membru al Comisiei de Agricultură din Parlamentul României. Capitalul uman este cel mai important în orice organizație, fie că vorbim despre companii private sau instituții ale statului. De oameni bine pregătiți și educați este nevoie și în Parlament, acolo unde se plămădesc legile care ne afectează pe toți pe termen lung. Superficialitatea este una dintre principalele bariere de comunicare, iar fără comunicare nu se poate face nimic în afara unor discuții aprinse și atât. Mai rămân elementele primare, învățământul în mediul rural, care este tare rămas în urmă și care îți asigură ca părinte dorința să stai mai departe în respectiva localitate, dacă știi că ai un dascăl bun la copil și mai departe un liceu în apropiere. Și cum pot fi rezolvate aceste probleme? Și cam în cât timp așa? Aici cred că răspunsul stă mai degrabă în răspunsul politicii către societate și care de câțiva nu-și mai găsește cadența de a face proiecte comune, așa cum am reușit la începutul anilor 2000. Când toți vroiam în Europa, toți vroiam în NATO și reușeam să ne așezăm la masă, să stabilim unde putem să ne certăm, unde putem să mergem pe o direcție comună. Mi-ați citit gândurile, exact aici voiam să ajungem. Deocamdată găsim doar cum să ne certăm pe toate palierele politicienii și asta e până la urmă o pierdere foarte mare pentru statul român. Dacă peste 5 ani trage mine și vedem că din cele 30 de miliarde europene n-am folosit nici jumate, înseamnă că cearta asta, în mod real, necesită o schimbare totală a clasei politice, dar aducerea unei clase politice care să fie constructivă și orientată spre construcție. Repet, la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, s-a reușit acest model cu niște politicieni veniți poate dintr-un sistem mult mai închistat, dar care au fost mult mai vizionari. Apropo de certuri, spunea fostul ministru al turismului, domnul Dan Matei Agaton, da. La un moment dat am citit un interviu al dumnealui în care spunea, haideți să facem ceva, să ne apucăm de treabă, dăm drumul la treabă, după care, ok, putem să ne și certăm. Cât de importantă este comunicarea internă? Poate că e cea mai importantă, pentru că oamenii votează ceea ce văd și dacă văd o comunicare
bine pusă la punct, livrează într-adevăr atenție sporită și începe să fie câștigat de ideile expuse sau pierdut de ideile expuse. Există rețete, deocamdată nu știu cum este în alte partide, dar există tot mai multe sisteme de a duce informația către comunicator. Nu întotdeauna ea este livrată foarte bine și nu întotdeauna este selectată. Cred că problema mare la ora actuală este de a îți selecta informația utilă, de a o sintetiza, de a o pune în vorbe ușoare și ușor de înțeles de către cel care o primește și de a o susține, pentru că susținerea comunicării este de asemenea foarte importantă. Nu poți să apari odată la 6 luni să mai spui câte o idee din domenii diferite. E un efort mare și, din păcate, dacă îl faci cu superficialitate, ești foarte rapid surprins că pierzi auditoriu. Cred că marea problemă a României în ultimii ani este chiar superficialitatea. Nu mai avem profunzimea pe multe subiecte și de asta poate agricultura a performat, pentru că acolo n-ai încotro. Trebuie să fii de la început până la sfârșit foarte atent pe tot ciclul agricol. Pe partea aceasta de business trebuie la fel să fii permanent. Deci tot ce înseamnă economie privată nu îți permite să fie superficial. Dar învățământul a scăzut și datorită superficialității, asistența medicală și până la urmă rezultatul se vede și în politică. A scăzut nivelul politicienilor și datorită superficialității învățământului din ultimii 20 de ani. Care ar fi principalele bariere de comunicare între fermieri și minister, de exemplu, sau alte autorități? Ministerul trebuie să aibă nu doar porțile deschise permanent către fermieri, nu doar un calendar permanent de întâlniri, dar ministrul trebuie să coboare întotdeauna din birou și să meargă aproape în fiecare zi în altă zonă a țării. România e atât de diferită din vârful hărții, de la satul mare până la Constanța, se întâmplă cu totul alte lucruri. Deci ai căpșune acum la satul mare și în timpul ăsta e o secetă dezastroasă în Dobrogea. Ministrul trebuie să fie astăzi la satul mare și mâine în Dobrogea și să vorbească pentru fiecare și nu neapărat să vorbească, să asculte oamenii, să fie însoțit de 5 experți pe diferite domenii care să noteze, să dea în același timp toate problemele în minister, ministerul să cupleze rapid cu politici economice, de sprijin, de motivare, de înlocuire și automat ministrul să meargă o dată pe săptămână la ședința de guvern unde trebuie să aibă o foarte bună comunicare cu ministrul de finanțe și cu premierul să obțină banii necesari pentru toate aceste completări. Deci e un lanț de acțiune care nu permite ministrului să doarmă mai mult de 4 ore pe noapte. Pentru că el dacă la 6 dimineața se urcă în avion să ajungă la satul mare, seara trebuie să fie în București ca să vadă ce s-a întâmplat din vizita de acolo. E poate una dintre cele mai grele meserii, pentru că ministrul economiei poate să stea în birou, ministrul culturii poate să stea în București, dar ministrul agriculturii trebuie să fie în agricultură. Discuțiile lungi din Parlament și lipsa de predictibilitate a legislației afectează pe termen mediu și lung orice plan de afaceri. Fiecare are o viziune și își face un plan pe, nu știu, 10 ani, 5 ani, să zicem. Ok, se pricepe la comunicare, se pricepe la marketing, are forță de muncă, este totul perfect, da? Și produce. Ce se întâmplă cu legislația care nu este predictibilă și despre care toată lumea, din păcate, vorbește? Da, aici e o întrebare bună. Legislația, de foarte multe ori îmi spuneau antreprenori că ei au dorința ca statul să nu-i încurce, că ei știu ce au de făcut, dar să nu le pună bolovani în cale și să-i împiedice. Deci, orice schimbare de legislație, și mă bucur că cel puțin în ultimii ani, la nivel parlamentar, legislația se schimbă având în sală întotdeauna fermierii și reprezentanții acestora. Deci dialogul, tot ce înseamnă sprijin să vină la solicitarea fermierilor, la solicitarea celor din industrie. Orice lege care e făcută doar de legiuitori, doar de parlamentari, nu e aplicabilă. Deci noi reușim acest dialog. Avem, cred că permanent, 3 sau 4 fermieri în sală la ședințe și mai nou, chiar și în cele care le facem online, sunt fermieri prezenți și își susțin punctul de vedere. De foarte multe ori îl ascultăm. Chiar recent a adoptat lege cu despăgubirile, schema de sprijin de stat pentru secetă, adoptată zilele trecute. Este făcută cu aportul fermierilor, care veniseră cu mult mai multe mecanisme propuse și am
din nou am admirat cât de repede au învățat și cât de bine știu ei să gestioneze aproape mai bine decât legiuitorii în sine. Noi rămânem doar să facem partea de așezare în pagină, de construcție legislativă și traseul acesta necesar de tehnică legislativă din Parlament. Ne aflăm în plină campanie de recoltare a cerealelor de toamnă. Cum au vegetat acestea în condițiile anului agricol 2019-2020 în insula mare a Brăilei, unde am ajuns cu câteva zile în urmă, aflăm de la directorul general al acesteia, domnul Mihai Solomei. Domnul director, după ploaie vine soare, nu? Da. După o ploaie extraordinară, după o perioadă iarăși lungă de secetă, a fost extraordinară, dar v-a ținut un pic pe loc cu recoltatul. Ați început, ați demarat. În ce stadiu sunteți? Ați avut orz? Văd că acum se recoltează la greu. Da, am avut orz. Orzul s-a finalizat. Cele 8.000 de hectare care au mai rămas în cultură, fiindcă 1.000 de hectare a trebuit să le întoarcem datorită secetei din zona neirigată. Și acum suntem în plin recoltat la cultura de grâu. Mai bine spus, e prima zi în plin, ieri am început, am fost puțin opriți de precipitații din ultima perioadă și acum suntem în plin recoltat. Din 12.000 de hectare, am recoltat ieri vreo 200, avem o capacitate undeva la 1.200 de hectare pe zi de recoltat. Noi sperăm ca în 10-12 zile să finalizăm. Exact asta vreau, 1.000 și ceva de hectare. Cam în 10 zile terminați recoltatul. 10-12 zile terminăm recoltatul, funcție și de soile de grâu cum ajung la maturitate. Momentan avem Glosa și Ingeniu care sunt undeva la 12-13%, deci sunt foarte bune de recoltat. O curiozitate, cât s-a făcut la orz în condițiile anului ăsta? Da, s-a făcut la orz undeva la 5,8 tone la hectar, ținând cont de faptul că din cele 8.000 de hectare de orz, jumătate a fost la neirigat, acolo producția este undeva de 3 tone, 2.800 de kilograme. E adevărat, cu efortul susținut în zona irigată, am făcut, aș putea să spun, producții aproape de normal. Dar suntem un total unitar și atunci se adună și de la cel care a făcut puțin. Se face media. Și se face media. Pentru noi, aș putea să spun, e o producție slabă, fiindcă, în general, producția la orz este undeva 8,5 tone media pe insulă în anii precedenți, dar seceta din acest an și-a spus foarte tare cuvântul și foarte multe ferme din sud unde nu am făcut producție, iar vă spuneam 1.000 de hectare le-am întors. Trebuia să întoarcem un pic mai mult, dar neavând irigații, riscul de a pierde și la a doua cultură era mare. Da, greu cam cum se prezintă, în afară de ceea ce vedem aici, care pentru anul ăsta, după opinia mea, arată foarte bine. Da, cu un efort susținut arată bine, dar din păcate știm cu toții grâu, de obicei potențialul grâului este mai jos decât al orzului și pierderile cele mai mari sunt tot în zona de sud, unde producția este sub așteptări, nu depășește o tonă la hectar, dar și la cultura de grâu vreo 2500 de hectare au fost reînsămânțate cu porumb, acolo unde a reușit să punem sistemul în funcțiune de irigat în zona de sud, fiindcă lucrăm intensiv să acoperim toată insula. Și undeva în mai am semănat porumb deoarece era prea târziu pentru grâu să mai facem ceva și restul am reînsămânțat floarea soarelui. Vă spuneam că în sud este slab, în zona de nord cu eforturi susținute, cu un tratament în plus și 5 irigări începând din martie, suntem undeva în jurul la 6-6,5 tone. Să sperăm că-l vom obține, deoarece indicii sunt buni, în ceea ce privește proteina și glutenul, puțin și hectolitru, ploile de aici au dat 1-2%. Greutatea hectolitrică e mai mică. Da, nu e sub limită, dar undeva 1-2%, e normal, ea ar fi trebuit să aibă 1,80, dar e undeva la 78-79. Ce se întâmplă? Este un grâu care s-a făcut în 3 luni jumătate. Chiar dacă l-am însămânțat în septembrie anul trecut, în martie el a pierdut tot aparatul foliar a fost distrus 100% și atunci am intervenit cu îngrășăminte, am intervenit cu apă și de atunci și-a refăcut aparatul foliar și a refăcut aparatul de reproducție, a făcut bob, s-a și uscat. Ce înseamnă apa pentru
orice viață pe pământul ăsta, pentru că am văzut unde n-a fost irigat sau, ploaia a fost uniformă peste tot unde a căzut pe parcelele respective, dar unde nu s-a irigat se cunoaște cât de mult a suferit planta respectivă, sub specia respectivă. Da, fără apă în agricultură nu cred că ai vreo șansă, cel puțin în zonele unde media anuală este de 400 de milimetri, 420, iar noi am avut 170-175. Și mai nou, acum precipitațiile vin odată la 3 luni, plouă 50 de minute sau 30 de minute, plouă 60 de litri, se scurge la suprafață, nu intră în profunzimea solului, iernile sunt blânde, fără zăpadă, fără îngheț, fără ger, și atunci agricultura suferă puțin. Cred că trebuie, deci în zona aceasta, fără apă, cam riști să te apuci de agricultură. Au fost câțiva ani acceptabili, dar acum suntem în al doilea an de secetă și dacă continuă, dezastru va fi și mai mare. Se apropie aici combina, a intrat în plin la recoltat. Ce combina avem acum? Da, avem un clas 780. Observați că spunem că am intrat la recoltat. De fapt, avem o singură combină. Sistemul nostru s-a schimbat începând de anul trecut. Cele 29 de ferme erau dotate, fiecare fermă, cu 3 combine și avea 5 remorci care făceau transportul produsului din câmp către fermă. Și la un moment dat, în momentele acestea de criză, ținând cont de faptul că o fermă are o medie de 7-8 mecanizatori, rămâneam fără personal care să lucreze lucrările adiacente din fermă și acum, să spunem, irigatul, întreținerea culturilor și așa mai departe. Și atunci s-a luat decizia de a înlocui cele 3 combine. După un an de teste, aveam 750 clasa, am înlocuit cu 780 combine care are aceeași productivitate cât 3 combine. Da, văd o singură combină, o singură remorcă, remorcă destul de mare, ce capacitate are? Da, avem o remorcă capacitate de 40 de tone, noi aveam remorci capacitate undeva între 16 și 18 tone, deci ca la două remorci și jumătate am luat o remorcă mare. Avem două astfel de remorci pe fiecare fermă, ele sunt acum în lucru, deci nouul sistem lucrează, iar doi oameni se ocupă de recoltat. Într-o fermă. Deci avem total 30 de combine care lucrează și 30 de mecanizatori care transportă producția. O remorcă de 40 de tone este lăsată la capul solei, iar cea plină o ia mecanizatorul și pleacă cu ea către descărcare la silobec sau la punctul de livrare. Între timp, combina încarcă remorca de 40, buncărul are 13.500 de litri, cam 10 tone, deci 4 buncări. E simplu. Combina recoltează în jur de 400 de tone pe zi. Deci se încarcă cam 10 remorci, între 8 și 10 remorci zilnic încărcate. Ați terminat ursul, peste 10-12 zile terminați grâu. Ce urmează, domnul director? Să termină vreodată în insulă treaba? Nu se termină treaba. Deja am înființat 1600 de hectare de cultură dublă de porumb. Avem deja plante care au 2-4 frunze de porumb, deci este răsărită. Intrăm la prelucrat solul. Trebuie să-l pregătim pentru la anul. Ce înseamnă la noi prelucratul solului? Înseamnă încorporarea resturilor vegetale pe o adâncime superficială de 80 cm cu jokerul. Asta este tot ceea ce facem și, bineînțeles, lucerna în plină campanie, ne pregătim pentru campania de toamnă și pentru anul viitor. Toată campania de prelucrare a solului la noi, pe cele 20.000 de hectare care le avem înfițate cu grâu și orz, durează cam 29 de jokeri, 80 de hectare, deci undeva în 8 zile terenul este pregătit pentru sămânțat. Am fost de curând în județul Brăila, unde am stat de vorbă cu președintele Asociației Producătorilor Agricoli din acest județ. Am aflat de la acesta multe detalii privind modalitățile și necesitatea asocierii fermierilor despre starea agriculturii, dar haideți să urmărim materialul. Domnul Datcu, bine v-am găsit la dumneavoastră aici acasă. Vă mulțumesc, bine ați venit, cu drag vă revăd după mai multă perioadă și chiar îmi face plăcere să discutăm în vrem de criză, că în vrem de bunăstare și hore... Avem mai multe posibilități de a ne vedea. Da. Așa că acum, și chiar acum e mai important decât în condiții de entuziasm excesiv. Sunteți președintele Asociației Producătorilor Agricoli din Brăila. Câți membri aveți? Vreo 152-155, cam pe aici. Ce înseamnă ca suprafață? Aproape 200.000 de hectare, inclusiv și Insula Mare, că și ei membre la mine, dar cam pe aici stăm, aproximativ 200.000 de hectare,
O spălatură importantă, chiar le spuneam oficialităților locale într-o discuție, într-un discurs, că m-au pus ei să vorbesc acum un an la toată protibenda politică brăilean, să le vorbesc despre agricultură, despre potențialul agricol. Deci noi oricând am putea produce la Brăila, numai importul de cocă. Știți cât importă România cocă? Da. Cocă congelată, 750.000 de tone. Deci noi am fi în stare să o producem noi. Numai Brăila. Numai asociația mea. Și nici nu ar fi mare, o tehnologie relativ simplă. Îți trebuie numai apă, interes și cu făină. Dar le-am făcut următorul calcul. E relativ simplu. Ce ar implica economic să facem asta la Brăila? Ar fi imposibil. Pentru că în momentul ăla, după ce ne-am apucat de treabă și am putea o face lejer, cam la 10 minute ar trebui să pleci un tir cu 20 de tone încărcat pe cele 5 direcții din Brăila. 10 minute tirul. 230 de zile pe an. Zic, domnilor, mai încape ceva pe drumurile noastre, pe potecile noastre? Nu mai încape nimic. De aia cerem autostrăzi. Noi nu cerem să ne plimbăm. Cerem că e vital. Deci de vital pentru economie. Exact. De aia importăm, fraților. De aia autostrada Constanța-București e plină de dimineață până seara. Deci Brăila ar putea să facă oricând asta. Păi pe unde o ducem? Cu ce? Rezistă vreo infrastructură colaterală? Deci un impediment ar fi infrastructura, nu? Care este colosal și este limitativ la modul absolut. L-am terminat. Bă, mă ducem pe Dunăre. Păi să mă duc la Cluj pe Dunăre. Cum să mă duc la Oradea pe Dunăre? Ce să fac pe Dunăre? Băi, lăsăm vrăjelile cu Dunărea și transportul maritim și fluvial este făcut pentru mărfuri de mare volum, mare capacitate și mare greutate. De astea, masive, de materii prime, dar nu de astfel de prefabricate. Materii prefabricate. Deci, primul limitator al dezvoltării economiei în ansamblu e infrastructura. Corect. Așa. De-abia după aia vine mentalitatea, care e gravă și aia, dar a început să mai schimbe. Asta este vestea bună, să spun așa. Vestea proastă e că infrastructura și mentalitatea statului a rămas înapoi, cum spunea Marx, știți că noi ne mai pricepeam și la teorie, a rămas în urma mentalității producătorului, nu? Care s-a adaptat foarte bine. Dezvoltări. Exact. E o mod acum să definim proiectele de țară. Băi, proiectul de țară nu înseamnă un dosar cu 500 de pagini. Dom'le, avem o problemă de definiții. Uite, vă știți cum a câștigat Truman primul mandat după război, când era America moartă de foame. Proiectul de țară, domnul Vanu, o frază. Ăla era proiectul de țară. Și n-am întâlnit în România mulți capabili să definească un proiect de țară. Proiectul de țară asta suna în felul ăsta. Dragi cetățeni americani, la sfârșitul mandatului meu, fiecare familie de americani va avea un pui pe masă pe săptămână. Așa este. Știți declarația. Și de asta înseamnă, ce înseamnă Anamonte? Păi câtă industrie, în primul rând infrastructura, că trebuie să carpă toată America ta milioane de tone. De aici derivă tot. Atât. O frază sintetică și de restul se ocupă proiectanții. Cât înseamnă? Am 200 de familii, de 200 de milioane, deci 200 de milioane de pui pe să... Băi, o cantitate... Da, ce fac? Păi care zonele? Așa s-a dezvoltat. New Deal așa începe. Da. Și Farm Bill-ul ăla teribilul cu... Da, Farm Bill-ul a dezvoltat agricultura imediat după război, în 46-47, păi de aia s-a dezvoltat. Asta a fost proiectul de țară. Nu cu 500 de pagini, de ce nu 8? De ce nu 4? Nu, frate, sintetic. Iar dacă ar fi, domnul Bană, să definim împreună și un proiect de țară, domnul, într-un orizont temporal de 5-10 ani, România să nu mai importe alimente. Ce să exporte? Și ar fi foarte posibil. Atât. Avem potențial exact pentru acest lucru. Atât. Ăsta e proiectul de țară. Domnule, la sfârșitul unui perioade de 10 ani, România nu mai... Nu vorbim de celelalte care nu se pot produce. Nu cu mai excepția celor care nu se produc. Nu mai importă și din potrivă să încep să export. Și ce, de aici rezultă toate.
și cum dezvolt zonele și ce infrastructură trebuie să fac și amonte, ce înseamnă industria, adică fabricanți de tractoare, fabricanți, că văd câte, ce suprafețe trebuie să pun în lucru. Am 9 milioane jumate. Bun, asta trebuie să producă. Cât, atâta populație am, atâta mănânc, atâta consum. Tot, am toate, avem toate fluxurile de materiale. Am fluxurile, pot să proiectez. Poți să proiectezi și amontele, adică toată industria care participă, și avalul, distribuție, industria alimentară, lanțuri, magazine, de-astea, uzine, de tot. Da, dar vedeți, domnul Datcu, dacă punem noi lucrurile astfel la punct și încercăm să o facem, da. Dacă am încercat să o facem, da. Am încurcat foarte multe lucruri, mă refer la importurile unor structuri economice la nivel european și mondial. Și probabil sunt structuri care frânează, ca să o spunem direct, orice tendință, inițiativă ar exista în România în acest sens. Aveți perfectă dreptate. Personal, vă spun, eu un punct de vedere strict personal acum, da. Sunt absolut de acord, așa este. Venim în timp cu acumulat în spate, cu acumulare în spate de multă experiență, știm cât se poate face în România. Știm ce potențial există, nu este nicio exagerare când se spune că putem asigura hrana pentru, eu să nu zicem 80 de milioane. Ce obțin jumătate din Europa? Sau să nu sfert? Spunem, sau să, mă să spunem 50-60 de milioane. Au dat Levantul mâncat de la România. Bineînțeles. Domnul, aici vin cu adevărat este, dar lumea uită un lucru. Că niciodată într-o competiție nu câștigă doi, câștigă unul și de regulă pierde la care își dă autogol. Corect. Este foarte adevărat. Deci așa. Nimeni nu o să vină să spună, voi, dar vă rog frumos, nu vreți voi să produceți mai mult decât noi? Niciodată. Nu, sigur. Dar atunci nu trebuie să văd cine dă autogol de la mine. Că autogolul e problema, nu golurile. Golurile sunt în regulă. Deci ăla se comportă corect. Într-o competiție, păi, ca la fotbal, e pe goluri. Păi dacă tu te întorci cu fundul și întrași tu autogol, hai că noi avem aici problemă. Deci problema e aici. Sigur. Nu în Europa, nu în structură. Fără nu, aici este. Nu, regulile noi le facem și le facem în favoarea altora și nu în favoarea noastră, este o altă problemă. Este o problemă, sigur. Din păcate. Domnule Odacu, da. Sunteți președintele Asociației Producătorilor Agricoli, cum spuneam, din județul Brăila, dar sunteți și membru și, mă rog, reprezentați asociația în Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România. Cum vi se pare reprezentativitatea acestei structuri la nivel național în fața celor cu care ar trebui să dialogați? Mă refer la reprezentanții statului. Deocamdată trece printr-un mic impas la parul pe care l-ați invocat acum. Ca într-o familie mai numeroasă, că noi suntem acolo vreo 18-20 de asociații, mai intră, mai ies. Ca orice asociație românească, ea trebuie să aibă și picanteriile ei. Trecem prin acest moment oarecum delicat. Actuala conducere votată parțial în februarie, când am avut adunarea generală de alegeri. Eu am făcut parte, noi am făcut parte din grupul celor care s-au retras de la continuarea adunării, din motive că n-am putut vorbi toți, li s-au pus unul rapunul, nu ne-am putut exprima, atunci zic, bă, dacă e așa, ne întâlnim data viitoare când poate o fi mai calm. Deci eu am propus așa, două întâlniri. În prima, ne batem până când cădem leșinați de aici și dacă convenim niște reguli și nu plecăm până la... Și a doua oară ne întâlnim și alegem președintele ca papa. Nu plecăm de aici până nu iese fum pe coș. Și atunci ne lămurim. Ieșim toți cu o idee. Nu s-au petrecut lucrurile așa și atunci băi, am plecat, ei s-au ales. Cei care au plecat, 6 asociații au contestat. Și considerați că lucrurile nu funcționează normal la ora Sigur asta. Că da. Acum, și ce trebuie făcut? Am avut o propunere și le-am și avansat-o. Am trecut săptămâna trecută, am trimis o scrisoare deschisă la toți colegii noștri și le-am propus așa, să lăsăm toți orgolile și dat fiind că e contestație făcută, actuala conducere nu e înregistrată la tribunal, nu se poate înregistra din cauza contestației. Contestația din cauza pandemiei dusă până nu știu când, asociația e blocată. Băi frate,
Hai să convenim toți. Ne întâlnim eventual într-o ședință comună, să convenim, să revenim, restartăm povestea la 30 ianuarie. Și luăm la parul de la 30 ianuarie și mai facem o dată alegeri, mai își depune cineva candidaturile, 1, 2, 7, spunem toți tot ceea ce ne doare, ca la doctor. Când ești la doctor, ăla te zicea că să te îndrăvenească, dar pentru asta trebuie să fii sincer. Trebuie să-i spui ce te doare, nu mă doare nimic. Dar atunci mori dacă nu te doare nimic. Ce cauți acolo? Deci ne spunem toate păsurile, liber, și după ce convenim că trebuie să mergem mai departe, a stabilit și regulile. Reguli, știți că vorbeam de... Băi, am stabilit regulile, le respectăm, se fac alegeri cu toate asociațiile, că acum v-ați ales numai 12, nici nu e statutară. Celelalte 6 n-au fost. Atunci, sigur că avem o mică problemă. Prințeți, poate un greșit noi. Poate un greșit aia. Mai contează acum. Dar trebuie de văzut. Dar trebuie văzut, exact, da, și să scoatem căruța din șanță. Sper ca într-o maxim o lună să rezolvăm problema asta. Că păcat de brandul Laparului care zace acum. Laparul trebuie să existe în continuare, da, și bine consolidat, da, la nivel național. Este, da, absolut necesar, necesar o astfel de structură. Da, da, da. Domnul Datcu, eu cu permisiunea dumneavoastră m-aș opri aici. O să continuăm cu siguranță în perioada imediat următoare, da, pentru că sunteți un bun vorbitor și un bun interlocutor. Și vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc din toată inima și cu drag vă aștept ori de câte ori vă permite timpul, vremea și vremurile. Așa cum v-am obișnuit, colegii mei ne-au pregătit și o surpriză. Haideți să vedem despre ce este vorba. Domnule doctor Sevciuc, aveți și produse pentru fermieri. Despre ce produse este vorba? În afară de produsele de folosite direct în agricultură de biofertilizatori, am scos un alt produs bio, care este un auxiliar tehnologic pentru însilozare. Deci astăzi o să ne ocupăm de murăturile din zootehnie. Murăturile din zootehnie, de fapt, este silozul, murătura. Este furajul care îl folosesc cu predilecție pe perioada de iarnă toate fermele de animale erbivore. Pentru cavaline, ovine, caprine, dar în special pentru fermele de vaci de lapte. Cum la noi la români există o vorbă că omul gospodar își face vara sanii și iarna căruță, cei care sunt cu adevărat gospodari, pentru perioada de iarnă, acum încep să-și pregătească silozul. Unii au început deja și avem fermieri din județul Călăraș care au luat să-și facă siloz din lucernă. Lucernă, exact. Dar urmează perioada de recoltare a porumbului în faza lapte-ceară, porumb care este folosit în special pentru însilozare și care este furajul de bază pentru perioada de iarnă pentru toate speciile de animale. E, cu ce vine acest produs? Cu ce vine acest produs? Acest produs este compus din două bacterii acidolactice, deci care produc o fermentație acidolactică, care grăbesc maturarea silozului, deci el creează, practic scad pH-ul foarte, prin această fermentație acidolactică, pH-ul produsului scade foarte rapid, grăbesc maturarea lui, deci, cum ziceam, murarea produsului, și în acest fel împiedică o fermentație nedorită. Sunt fermentații acetice, deci de acrire, fermentații butirice, care duc la distrugerea proteinelor și la acel miros urât. Acidul butiric este unul din cele mai respingătoare produse și așa mai departe. Deci asigură în același timp o bună conservare a produsului, îi dă un gust deosebit, așa numită palatabilitate, deci care îl face atractiv pentru animale și în același timp, împiedicând degradarea lor, asigură și o conversie mai bună a hranei în, de către animale. Cum se aplică? Cât de ușor poate fi aplicat? Este produs lichid, este o cultură bacteriană exact cum o scoatem din fermentoarele noastre. Titlul acestor culturi este destul de înalt, astfel ajunge la 10 la 9, 10 la 10 unități formatoare de colonii pe mililitru, astfel încât un litru de această cultură amestecați cu 9, raport 1 la 10, deci un litru de cultură cu 9 litri de apă, ajunge pentru 200 de tone de siloz.
Deci, și prețul care ar fi? Prețul este 200 de litri pe un bidon de 10 litri. Deci este mai ieftin decât apa îmbuteliată. 200 de lei pe un bidon de 10 litri? De 10 litri, care ajunge pentru 200 de tone. Deci, practic, vine un leu pe tonă, cam așa ceva. Deci, vă dați seama că este mai ieftin decât apa îmbuteliată de la hipermarketuri. Deci, ceea ce îi asigură, și iar fermiere, în mod cert, vor fi mulțumiți de produsul acesta. Faptul că au început deja să-l ceară este o dovadă a acestui lucru. Interesant este că anul trecut, unul din, știți, în zonele viticole, în recoltarea strugurilor se face în timp scurt. În 2-3 săptămâni se recoltează tot strugurii. Toată tescovina, deci sâmburii rămași, plus cojile și vrejii de la astea, sunt folosiți de către unii antreprinzători pentru obținerea de brichete combustibile, care au o valoare energetică foarte mare, mai mare decât a lemnului de stejar, datorită uleiurile eterice existente în acei sâmburi. Și m-a sunat anul trecut un cetățean de prin județul Mureș, ce, domnule, eu obțin cam 400 de tone de siloz, vreau să însilozez și în fiecare an am probleme cu mucegăirea acestui siloz, pentru că nu am niciun conservant. Zice, produsul dumneavoastră n-ar merge, mă, teoretic ar trebui să meargă. Și i-am trimis omului pentru 400 de tone de siloz din ăsta, după două săptămâni mi-a trimis pozele de cum arată silozul. Deci nu era nicio urmă de mucegai, a fost extrem de mulțumit pentru conservarea inclusiv a acestui tip de siloz, de siloz de tescovină. Spuneți-mi, da? Are și un rol de conservare, cum ați spus, păstrează, da, foarte bine furajele, dar mă gândesc că dincolo de acest aspect, dincolo are acest și alte aspect, atribuții. El, fiind o cultură de bacterii probiotice, Lactobacillus plantarum și Enterococcus fecium, bacteriile astea, după ce își fac treaba și produc conservarea furajului, ele nu mor, ele rămân în continuare în acest furaj, deci are și acțiune probiotică, deci asigură o floră de bună natură în tubul digestiv al erbivorelor pe toată perioada de furajare. Deci, în același timp, împiedică și apariția unor tulburări digestive datorită unor altor bacterii, E. coli, salmonella, care ar putea să fie bacterii patogene și care să producă deranjamente de genul ăsta. Ceea ce este foarte important, mai ales având în vedere problemele de mediu la ora actuală. Deci nu este toxic, nu este patogen pentru flora, fauna, nu poluează mediul, deci nu are niciun efect nociv asupra, de aia și spunem că este un produs ecologic, că nu are niciun fel de efect negativ asupra mediului. Iar dacă un fermier, să spunem, cumpără un bidon din acela de 20 de litri de care spuneați dumneavoastră, de 10, da, nu-l aplică pe tot odată, nu, poate fi refolosit? El poate să-l aplică. De regulă, orice fermier care are undeva în jur de 10-20 de vaci își face un siloz de 200 de tone. Iar acest siloz se pregătește cam într-o perioadă de, zic eu, 10 zile, cam așa. Depinde și de numărul, de utilajele pe care le are și așa mai departe. De vreme. Da. Pregătirea este, folosirea este extrem de simplă. Deci după ce a făcut această soluție, această diluție de 1 la 10, descarcă remorca de produse tocate, că astea se toacă în câmp cu agregate speciale și se depozitează în niște bazine, în niște spații de depozitare speciale pentru siloz. După ce le-a descărcat, astea se calcă cu tractorul, se tasează tocmai ca să scoată aerul din. După fiecare strat, se aspersează pe suprafața noului strat, astfel încât până se umple celula de însilozare. Deci, și produsul poate fi cumpărat direct de la Romvac? Produsul poate fi cumpărat direct de la Romvac sau de la dile, comandat la dilerii noștri din teritoriu. Deci cei care ar dori să-l achiziționeze, ar fi bine să ne-l comande, pentru că nu-l avem pe stoc. Orice produs biologic are un termen de valabilitate. Și atunci noi nu putem să-l facem și să ne trezim că nu avem comenzi la el. Dar cei care doresc pot să facă comenzi la dealer,
și într-un timp de o săptămână, maxim două de la primirea comenzii, primesc și marfa și o primesc direct la fermă. Deci dealerul nostru din județul respectiv vine cu marfa la poarta fermei, fără să îl coste suplimentar transportul. Și... Deci toate astea, cei 200 de lei, intră în prețul final. Final al, da. Mulțumim, domnule doctor! Cu multă plăcere! Investițiile în forța de muncă, în tehnologie, au dat rod bogat la domeniile Ostrov. Dovada o constituie producțiile mari de cireșe, 6-7 tone la hectar, dar și calitatea lor deosebită. Colegii mei au fost acolo, să urmărim așadar materialul. În vreme ce unii producători de cireșe se plâng de o scădere a producției în 2020, cu până la 20% în unele cazuri, la domeniile Ostrov în acest an rezultatele au fost peste așteptări. O analiză a pieții și câteva dintre problemele din domeniu au fost discutate recent la întâlnirea producătorilor de cireșe cu achizitorii din retail la Organizația de Producători Hortifruct din Ostrov, județul Constanța. S-a atins anul acesta un record. Avem în grijă aici aproape 90 de hectare de cireși. În cadrul evenimentului au fost prezenți și consultanți de fonduri europene care pot ajuta fermierii să acceseze linii de finanțare pentru a se dezvolta mai departe. Ne-a scris 7 proiecte de finanțare, 7 sunt finanțate cu suma aproape de maxim, 6.500 de mii de euro. Nu v-am spus, nu i-a dat jocă, dar sigur ce rețetele mari au la maxim și este în funcție de cifra de afaceri. După discuții, toți cei prezenți au vizitat livezile de cireșe și punctul de sortare și ambalare a fructelor delicioase, din care au și gustat în tihnă. Cu toții să vizitați feta noastră și noi vom veni la feta de dumneavoastră să le vizităm, să ne bucurăm cu toții că suntem lume și că putem să realizăm și să ne luptăm, să ne valorificăm și să dezvoltăm agricultura. Prima impresie, am fost surprins că în țară la noi mai sunt așa livezi mari și foarte bine îngrijite, adică am văzut irigație de pe picurare în toate cele 10 de hectare, nici nu știu câte sunt. Cireșe foarte mari, nu știu cum de eu în magazin nu găsesc așa ceva. Și asta este un lucru foarte bun, mă gândesc câtă muncă este aici, se vede câtă muncă este și chiar trebuie să fii dedicat pentru așa ceva. Altfel, la ce este aici nu se poate. Care este secretul unei producții record? Iată ce ne spune administratorul domeniilor Ostrov, Oana Belu. Anul acesta aveți o producție record aici la domeniile Ostrov. Care este secretul, doamna Oana Belu? Secretul aici e să ai credință în Doamne, pentru că dacă ne este îngăduit să avem o vreme bună, să ne meargă bine așa în general, să putem face tratamente, să putem avea oameni profesioniști care lucrează aici, atunci și recolta este foarte bună. Deci noi am avut parte de toate acestea, s-au aplicat tehnologii din cele mai înalte, tratamente bio și... După câte vedeți, am atins un record pentru cireșe, 20 de grame cireașă. Care au fost provocările ultimilor ani? Provocările au fost pentru noi ambiția de a face și înființa culturii aici, românești. Avem plantate 100 de hectare de cireș. Și ne-am confruntat cu diverse probleme, cele ale naturii, de exemplu înghețuri sau lipsa forței de muncă, dar am rezolvat o parte cu Doamne, anul acesta nu am fost afectați de îngheț și celelalte printr-un management bine aplicat. Sunt foarte gustoase, arată extraordinar și ne-am dorit să găsim pe rafturi și în hipermarketuri și supermarketuri astfel de produse românești, din pământul românesc. Cât de greu este să ajungeți în lanțurile de retail?
Negocierea cu lanțurile de retail este foarte grea, este un drum arid din cauza că ni se impun anumite prețuri, iar plus valoarea rămâne foarte mică. Nu putem să susținem o asemenea producție pentru că subvențiile și restul de cheltuieli pe care le avem cu oamenii și cu tratamentele nu acoperă ceea ce ne oferă supermarketurile. Acolo putem vinde cantități mici. Ne dorim o negociere la nivel național cu marile lanțuri în care să se implice și conducătorii noștri, astfel încât să nu mai constituie o problemă scoaterea acestei producții către populație. Care este prețul pe care îl obțineți acum și care ar fi cel care să vă și asigure o continuitate și să vă mai rămână ceva? Acum vindem, să spunem, în jur de 1,8 euro și ne-am dori pentru viitor să putem vinde cu 2,5-3 euro pentru a putea să facem în continuare investiții și în producție cât și în ambalare. În livadă a ajuns și Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii. I-a plăcut ce a văzut și a amintit de gustul copilăriei și ne-a spus câteva direcții pe care Ministerul de Resort le are în vedere pentru a ajuta agricultorii români. Bine ați venit la Ostrov. Și eu mă bucur că am venit. Vreau să vă bucurați de gustul copilăriei. Sigur, interesant gust al copilăriei. Eu îmi doresc ca gustul ăsta să fie și pentru copilărie. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Vă doriți ca gustul copilăriei să... Să fie regăsit și de către copiii noștri în magazine, să găsim fructele pe care astăzi le avem la Ostrov, unde doamna Belu ne explică cum se poate face ca România să fie un jucător important pe zona asta de fructe și nu numai de fructe, și de vin. Aici investițiile pe care dumnealor le-au făcut se cunosc, numai că sunt niște insule de reușite. Noi ar trebui să replicăm reușita asta la nivel național dacă vrem să avem, să ne exprimăm întregul potențial de producție al agriculturii din România. Efortul administratorilor domeniile Ostrov se văd în roade. Cum facem ca aceste roade să fie găsite și în supermarketuri, hipermarketuri? Cum găsim noi produse românești în magazine? Sigur, nu cred că putea să-mi puneți o întrebare mai incomodă din poziția mea de secretar de stat, dar eu cred că vom avea câteva mecanisme pe care le putem finanța în viitorul exercițiu financiar. În primul rând, va trebui să asociem fermierii, cooperativa și grupul de producători rămâne un instrument viabil în politica agricolă comună de finanțare, dar trebuie să avem niște intensități foarte atractive pentru ca ei să se unească. Pe de altă parte, e conceptul farm to fork, în care un fermier care practic are producția, trebuie să-i asigurăm și mecanisme de a ajunge la consumator, nu neapărat prin comerciant, și să se transforme și în comerciant. Și vedeți că schemele de calitate și vânzările astea care au fost în perioada pandemiei, vânzările online, pot fi o soluție pentru fermierii care au reușit să se consolideze din punct de vedere al producției. Eu cred foarte mult că din perspectiva României, cele 20,5 miliarde de euro care vor veni în perioada 2021-2027, nu o să mai discutăm doar de insule de reușite și vom fi un jucător important în piața agroalimentară europeană. Ține doar de noi ce vom face ca măsuri, să nu mai plecăm de la prezumția de vinovăție. Eu cunosc aventura de la Ostrov pentru că am fost în partea cealaltă când încercam să convingem ministerul că ceea ce vor să facă viticultorii, spre exemplu, nu vor să eludeze în vreun fel legislația națională sau europeană, ci efectiv să facă plantații viticole, și ca și dovadă a ceea ce vă spun eu, sunt vinurile pe care le consumăm cu toții și ați văzut la ce nivel calitativ au ajuns vinurile din România. Deci se poate, dar sigur
nu trebuie să mai consumăm foarte mult efort în zona asta de birocrație, să nu plecăm de la prezumția de vinovăție și, bineînțeles, mai avem o chestiune pe care trebuie să o tranșăm mai devreme sau mai târziu, legat de concurența neloială. Va trebui să încercăm să-i asociem pe fermieri, dar în forme de organizare fiscală, pentru că numai așa putem să fim și niște parteneri onești în relațiile contractuale, inclusiv cu hipermarketurile. Doamna Belu, ce așteaptă producătorii ca dumneavoastră de la autoritățile statului în acest moment? Noi așteptăm o justă negociere cu marile lanțuri, pentru că suntem un jucător mare, cea mai mare livadă din sud-estul Europei, peste 100 de hectare. Vă dați seama că nu putem să comercializăm această producție în piețe sau chiar online, deci trebuie să existe această deschidere din partea conducătorilor să ne ajute să putem fi acceptați cu mai mare ușurință și la prețuri juste în marile lanțuri, astfel încât toate fructele românești să-i bucure pe români, să putem vinde în primul rând la scară națională și abia apoi la export. V-ați propus o strategie pas cu pas pentru o Românie normală și în agricultură și dacă da, care este? Păi să știți că poate în ultima perioadă n-am comunicat suficient de mult, pentru că am considerat că este mai important să și facem lucruri. Mi se pare normal ca fermierul care investește și care are un cost de producție să aibă și o marjă de profit. Riscurile sunt nenumărate, de la înghețurile târzii de primăvară și până la lipsa de zilieri. Chiar discutam în mașină și povesteam că ieri am avut o discuție cu Ministerul Muncii, la Ministerul Agriculturii, în care vrem să sprijinim inclusiv activitatea zilierilor, practica angajatorilor care și asumă responsabilitatea să ia zilier la muncă, și vom acorda un voucher valoric de 40 de lei pentru minim 10 zile care le prestează zilierul, și pentru cei care vor angaja cu contract de muncă pe perioadă determinată de minim 3 luni de zile, la fel o sumă undeva din calculele noastre, sigur e doar o estimare, undeva la 800 de lei per salariat. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Sper ca subiectele pe care vi le-am prezentat să fi fost de interes pentru dumneavoastră. Vă aștept și duminica viitoare, tot aici, la Agro TV. Dar până atunci, nu uitați că lumea satului este și lumea noastră. A mea, a ta, a ta, oriunde ne-am afla. Cu bine! Emisiunea a fost susținută de companiile Romvac, tradiție și inovație în medicină, domeniile Ostrov din Dobrogea cu pasiune și NHR Agropartners alături de tine.